Uniunea Social Liberală consideră că trebuie să aducem economia statului român la o economie verde, să facem o ecoguvernare. Și vă spun acest lucru pentru că acum câteva săptămâni, când a fost lansat la București acest program, cu prezența celor doi copreședinți, Victor Potra și Crin Antonescu, am văzut interes foarte mare din partea reprezentanților ONG-urilor, ONG-uri importante de la noi din țară, și din partea societății civile, reprezentanților acestor, la acest eveniment. Pentru că suntem, iată, într-un mecanism economic, poate chiar și mondial, în care trebuie găsită o altă strategie privind ocuparea forței de muncă, privind calitatea, creșterea calității vieții cetățenilor și nu în ultimul rând păstrarea resurselor naturale și folosirea resurselor regenerabile. Ca să dau doar câteva date statistice privind situația actuală, 99% din gunoiul, din menajer, din gunoiul pe care producem, îl îngropăm și doar 1% îl trecem prin sisteme de filtrare și mecanizare. Doar 43% din populația României este raportată la rețeaua de canalizare. Doar unul din doi români au acces la apă potabilă. De asemenea, pot să vă spun că se pierd pe, și este o șansă ratată acum, se pierd 1,6 miliarde de euro pe certificatele verzi privind emisia acestor certificate verzi pe care Uniunea Europeană le-a stopat României pentru proastă administrare de către acestea guvernului român. Mă refer la acele certificate verzi care se acordă pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon. De asemenea, toată politica de mediu din acești ultimii ani, ultimii 2 ani, s-a axat mai mult pe programul RABLA, vreo 40% din fondurile administrației fondului de mediu și doar 24% pentru protecția împotriva calamităților. Restul sectoarelor de activitate care necesită fonduri de la administrația fondului de mediu nu au fost luate în calcul. Iar din punct de vedere al finanțării europene, 2007-2013, doar 3,87% s-au accesat fonduri pe zona aceasta a mediului. De pentru care Uniunea Social Liberală are un program, o viziune și pe baza acesteia se va lansa un program foarte ferm și vreau să vă spun că va deveni prioritar pentru multele, pentru că un punct important al acestei viziuni și al acestui program care se va lansa este acela că la nivel interministerial, al Comisiilor Interministeriale de avizare a investițiilor în România, ultimul aviz va fi dat de mediu, de Ministerul Mediului. Iar referitor la câteva, să spunem așa, aplicații concrete care pot să intereseze și opinia publică, mă refer că prin acest program se încearcă acoperirea tuturor sectorilor de activitate. Și mă refer aici la, până în 2018, 90% din populația României să fie racordată la canalizare și să existe stații de epurare. Până în 2015, 86% din populația României să fie racordată la alimentare cu apă. De asemenea, o lege importantă este zona metropolitană. Pentru că încă o greșeală a guvernului actual este că s-au alocat bani, nu mai discutăm aici de clientela politică, s-au alocat bani pe spațiile verzi în zonele rurale. Parcuri verzi, locuri de agrement în zonele rurale,